Într-un joc care a contat pentru etapa 11 a Ligii a 3-a, seria 4-a, disputat sâmbătă, echipa FC Hunedoara a fost învinsă cu scorul de 0-2 de formația Millennium Giarmata. A fost a patra înfrângere la rând cu scorul de 0-2 suferită de FC Hunedoara în actualul campionat și al cincilea joc în care hunedorenii nu au reușit să dea gol. În urma acestui eșec, FC Hunedoara ocupă locul 8 în clasament cu 12 puncte. Lider este Nova Vechere Cumic cu 24 de puncte. Tot în runda 11 s-au mai înregistrat următoarele rezultate. Vulturii Lugoj, Pandurii 2, Târgu Jiu 1-0. Viitorul Craiova, Național Sebiș 0-2. Nova Bechkere Cumic, Minerul Mehedinți 4-0. CS Ineu, UTA Arad 0-4. Știința Turceni, Minerul Motru 1-1. ACSO Filiaș Astat. Etapa viitoare, FC Hunedoara va evolua în deplasare pe terenul Minerului Mehedinți.